Câinii salvamontiști vor fi evaluați privind nivelul de pregătire în cazul intervențiilor de salvare. Cei mai pregătiți candidați vor trece în următoarea etapă de formare în masivul Făgăraș. Acțiunea se va desfășura în acest weekend la Rânca. Salvamont România și Salvamont Gorj organizează la Rânca o activitate de testare a câinilor de intervenție în avalanșă. Căței începători se vor prezenta la evaluare alături de instructorilor pentru a-și demonstra capacitățile de salvatori. În urma concursului, cele mai pregătite echipaje canine vor promova în următoarea etapă de formare, care se va desfășura între 5 și 15 martie în masivul Făgăraș. Câinii salvamontiști trebuie să-și însușească modul de acțiune în cazul unei avalanșe. La sfârșitul săptămânii viitoare, Rânca va fi gazda unei etape de selecție și de testare a câinilor de avalanșe. Vor veni aici cei mai mici căței care sunt incluși în programul de pregătire pentru salvarea din avalanșe, cu instructorii lor, și vor fi testați în vederea admiterii lor în școala anuală de salvare din avalanșe pentru unități canine. Este o responsabilitate pentru noi să organizăm această acțiune, trebuie să găsim locuri foarte bune în care acești câini trebuie să se pregătească, să se testeze, să nu fie influențați de mirosuri exterioare, atenția lor să nu le fie atrasă de turiștii din stațiune, dar cu siguranță domeniul mare pe care îl are Rânca ne va permite să găsim pentru acești câini o zonă foarte bună de pregătire și de antrenament. Peste 5 unități canine vor fi prezente la testare în scopul obținerii acreditării de intervenție în avalanșe.